Salut! Și bine ai venit la episodul de astăzi, unde, în primul rând, îmi vine să strănuc, e frig în mașină, aici nasol. Voiam să spun, de fapt, că trebuie să-ți urez Paște fericit, dacă îl sărbătorește astăzi, că, teoretic, videoclipul ăsta atunci ar trebui să iasă. Însă, atunci când paști, ai grijă ce iarbă paști, pentru că trebuie să fie uscată și bine rulată. Altfel o să-ți creeze indigestie. Ce facem astăzi în videoclipul ăsta? Ei, sincer să fiu, nu știu, pentru că... Stai acolo. Așa, ocolim gropi în primul rând, ne ducem către muncă și în al treilea rând trebuia să vorbesc despre ceva, dar evident că atunci când mă trezesc dimineața sunt pur și simplu tabula rasa și nu vine nimic în minte ce trebuie să vorbesc. Dar videoclipul ăsta în principiu o să fie despre cum se comportă mașina mea în modul S și ce consum obțin, pentru că în EcoTips îmi spune toată ziua bună ziua, dă-i în D. Și așa că am dezactivat EcoTip-ul și nu mai spune nimic acum. S-a făcut liniște, adică. Așa. Care e diferența între S și D? Teoretic ar trebui să fie faptul că S-ul vine de la un fel de sport și că ar reacționa mult mai bine mașina și că ar fi mult mai sportivă. Dar în momentul în care mergi constant, nu prea e mare diferență între ele. Go, că vine mașinuța. Așa. Din păcate, și spun din păcate pentru că chiar îmi pare rău un pic, am făcut un reset, cum am văzut pe YouTube, în care pui contactul, lași mașina în parcă și pe urmă apeși accelerația la maxim timp de 10-15 secunde, ceva de genul ăsta, până în 20, zic ei că la un moment dat și că s-ar auzi și un click, ceva de genul ăsta, așa, și pe urmă iei piciorul de pe accelerație după ce ai ținut-o apăsată la podea și pornești mașina și mai era unul care spunea că trebuie să treci și cutia de viteze prin toate treptele, adică P, N, R, D și așa. Și zic că, vezi domne, se face prin metoda asta un reset la cutia de viteză și ar trebui să se adapteze la ceea ce faci tu și cum conduci tu. Problema este că la mine parcă se simte mai rău decât înainte. În sensul că înainte îmi schimba undeva la 50 și puțin de kilometri, adică 51-52, ceva de genul, între a 5-a de exemplu, da? Acum îmi schimbă deja de la 45 și la fel la 30 la oră am a 4-a uneori chiar. Și mă uit, bă, de ce faci asta? Iar la 60 la oră deja aveam a 6-a dacă era în D. Ce am observat diferență în S-ul ăsta, că uite, de exemplu, acum sunt la 60 la oră și încă este în S5. Dacă eram cu D, ar fi fost deja la 6-a. Atenție la mașina de gunoi, nu știu niciodată când poate să treacă unul strada, deci trebuie să avem grijă. Așa, și am zis, băi, hai să vedem ce consum poate să obțină mașinuța în S și cam cum s-ar simți în momentul în care mergem. Afară sunt doar 5 grade, deși sâmbătă pur și simplu puteai să faci plajă, că erau 22 de grade cel puțin. Iar pe undeva prin țară am înțeles că a și nins deja, la munte chiar mai mult un pic decât în mod normal. Ceea ce este bine, că mai e puțin și se apropie vara. Deci putem să mergem la schi anul ăsta când vă duceți la Mamaia, nu? Și dacă tot vorbim de cutia de viteze, hai să vorbim un pic și despre DSG-ul ăsta. Al meu cică este un DQ200, cea mai slabă variantă. Așa, iar cea mai bună variantă pentru automată ar fi fost 250. Și bineînțeles celelalte mai scumpe și mai bune, care sunt puse pe versiuni de RS sau R sau mai știu eu ce alte variante mai au ei pe acolo, alea sunt cele mai bune. Cele puse pe motorizările mici, evident că sunt puse pentru a scuti producătorul de niște bani aruncați aiurea și pentru a încerca să facă un profit cât mai mare. Că na, ce are nevoie un motor de 1.6 de fiabilitate și de putere?
Așa că vedem ce reușim să facem cu cutia asta. Am înțeles că se mai strică una alta pe la ea dacă nu ai grijă. Eu încă nu am reușit să îi fac o revizie, însă aștept să vină căldura asta și să reușesc să îi schimb uleiul și filtrul în curând. Ar fi fost interesant să am bani să fac un soft și în acel soft să includ și ceva modificări la cutia de viteze, că am auzit că se poate. Între varianta cu 6 trepte și 7 trepte sunt doar 3 diferențe. Una, o treaptă de viteză în plus, că de aia îi spune 7 trepte. Așa. Și pe urmă, ambreiajul, în sensul că la una este ambreiaj uscat și la una este ambreiaj umed, adică e spălat mereu în ulei. Iar cea de-a treia diferență este fiabilitatea, din ce am înțeles, în sensul că nu știu cum au fost tratate cele cu 7 trepte, dar se pare că lumea se plânge foarte mult de fiabilitate. Ba pică ambreiajul, ba pică mecatronicul, ba mai pică nu știu ce pe acolo și că te trezești că costă destul de mult să le repari. Și evident că mecanicii nu sunt ieftini, că n-or fi fraier să ratezi așa o ocazie. Dar până acum diferența între S și T la mine este faptul că în D deja eram în treapta a 6-a, iar în S văd că stă între a 5-a și faptul că se duce ceva mai sus să schimbe treptele, adică trece de 2200 lejer, cam așa. Asta, bineînțeles, comparat între același stil de mers, adică relaxat, spre muncă, încerc să consum cât mai puțin pentru că de costă mult carburantul și nu îmi dă firma banii de transport, că dacă îmi dădea bani de transport îți dai seama că aveam și o consum de 10% și mă durea în cot. Așa, însă pentru că îl plătesc eu și că încerc să fie cât mai mic, ca să-mi rămână și mie ceva mai mult din salariu. Wow, cum au trecut ăștia unul pe alt, lângă altul. Auci. Mă mir cum de nu și-au luat oglinzile în brațe. Deci pur și simplu a fost la milimetru. Și cine era de vină? Băi, sincer, amândoi. Pentru că taxiul avea o mașină parcată, iar ăsta a fost doar idiot și a mers pur și simplu prea pe stânga. Deci ce ciudat mi se pare acum, la 40 la oră să-mi stea într-a 3-a, când ea deja era într-a 4-a de mult. Și în sfârșit mai mi-au ușit motorul, peste 2000 de ture s-au de foarte plăcut în mașină. Abia aștept să prind vreme bună și să merg undeva la munte să mă distrez pe curbe. Pentru că m-am obișnuit cu mașinuța să schimbe singură în T sub 2000 de ture, cam așa 1900 cred că schimba în mod normal atunci când nu mă grăbeam. Așa, pot să spun că acum mi se pare un pic ciudat când se duce mașina până la 2000 ceva și începe să se audă sunetul motorului. Parcă simt așa că uită să schimbe treapta de viteză. Însă e plăcut că nu mai ține motorul așa de subturat. Ia să vedem dacă ne putem strecura și noi pacii. Trânge un pic burtica și intrăm. E spațiu suficient. Da. Hai să vedem acum cum reușim să trecem. Că benzile astea două din stânga sunt de obligatoriu la stânga și alealte două de obligatoriu la dreapta. Și de obicei lumea pe aici face prostii, după cum vezi. Ia auzi cum se claxonează, mă. Ia auzi, mă.
Iar din punct de vedere al consumului, stai să închidem aici, Blue Score e la 36. Ha, ha. Deși culmea, consumul de când am pornit este 47, adică este super bun conform calculatorului, pentru că în mod normal stă undeva la 55,5 în D, dar pentru că, vezi, domne, am ținut mașina în sport, consideră că este un consum eronat și că nu este bine să mergi în sport, că nu este eco. Haha, ce glumă bună! 36 de puncte! Tare! Dar cu un consum de 4,7 și ghișe, în drive obțineam 95-96, chiar la un moment dat am obținut cel mai bun. Parcă pentru o perioadă scurtă de timp am obținut și 97, dar nu mai țin minte exact sigur și nu vreau să spun prostii. Iar consumul în mod normal spre muncă era undeva între 5 și un pic pentru o zi de genul ăsta, 5,5 chiar uneori. Dar să zicem 5. Bineînțeles, asta este consumul care mi-l indică mașina pe calculatorul ei de bord. Nu este consumul real la pompă și chestii de genul ăsta, pentru că știm cu toții că există o diferență. Brrr, mă trece un fior așa când trec pe lângă tramvaiul ăsta, sincer. E bine că ai dat semnal, mulțumesc. Pot să mă bag și liniștit. Așa, însă îmi place ideea că doar în D îți dă scor mare. Iar diferența pentru mine, sincer, este faptul că, având același consum, nu am mai simțit motorul așa subturat. Însă ce avantaj am eu cu mașinuța asta? Hai mă, odată că vin ăia. Așa, ce avantaj am eu cu mașinuța asta? Avem AdBlue și, în concluzie, din ce m-am uitat pe internet, sper să fie și în realitate așa, avem un injector, din ce am văzut, care scuipă ceva uree și ce este frumos este faptul că o scuipă înainte de filtre, ceea ce înseamnă că indiferent cât de subturat aș merge eu și cât de proastă ar fi motorina noastră, așa, mie îmi spală pur și simplu filtrele respective pe evacuare, da? Singura problemă care ar putea să apară ar fi faptul că mi-ar înfunda EGR-ul și admisia. La EGR este nasol că este destul de scumpuț, la admisie nu-i mare scofală că o dai jos din ce am înțeles și o poți curăța destul de ieftin, adică cu un 500 de lei un mecanic ți-o curăță. Hai că aproape am ajuns la muncă, de aici încolo mai crește consumul maxim până la 5%. Ce pot să-ți spun ca diferență? În oraș, din ceea ce am observat eu pe drumul meu de 18 km, cu aglomerație, chestii de genul ăsta, dacă nu vrei să mergi subturat, este mai ok să mergi în S. O să-ți arate un plus scor la minim, dar cel puțin știi că nu mergi subturat. Așa, iar văd că consumul pentru mine, având în vedere că accelerez în același stil, este cam același, nu aș avea probleme de consum. Unde intervine problema? Intervine în momentul în care vrei să accelerezi mai tare și atunci o să-ți consume ceva mai mult mașinuța. Mamă, cum i-a tăiat asta calea. Ups, groapa. Așa. Însă, probabil că modul S o să-l simt cu adevărat în momentul în care merg undeva unde vreau să mă dau la mașină. Pentru că acolo, garantat, o să simți cu adevărat modul S. Prin oraș, în afară de faptul că apeși accelerația de nebun doar ca să pleci de la semafor primul, nu e nicio problemă. Asta o poate face și D-ul dacă vrei. Ha, dăp. 18.04, 7.29, wow, făcut 35 de minute până aici, nu-i rău, și doar 5 grade. Hai, Paște fericit în continuare, distracție plăcută, după ce termin videoclipul ăsta închide YouTube-ul și fugi și relaxează-te în alt fel, nu mai sta pe telefon. Hai, până atunci fugi, ai grijă de tine și ne vorbim data viitoare, sau mă rog, mă vorbesc data viitoare cu voi. Că voi nu prea spuneți nimic, sincer. Ar fi interesant să fiți și voi mai activi din când în când. Ajuse!